De asemenea, când a spus că mai există în prezent erori în cazul legislației RSA, v-ați referit la faptul reclamat de unii asiguratori că serviciurile auto practică niște prețuri incorrecte, că au această flexibilitate, libertate acordată de această legislație să... Da, la asta mai aveam. Nu e normal ca o companie să-și dorească profitul. Și dacă legea e prost gândită și are lacune care permit o exploatare a acestei lacune, în sensul unui preț mai mare, mai normal că serviciile vor dori să folosească această prevedere legală și să obțină mai mulți bani. Deci o lege care spune eu aleg cine îmi prestează serviciu și un terț e obligat să plătească oricât îmi cere mie furnizorul, e o lege care nu e bine gândită. A avut o greșeală când această prevedere a fost introdusă în lege și cred că trebuie să găsim o soluție. Să înțeleg că dumneavoastră, din datele centralizate din piață, aveți informații că se întâmplă acest lucru. Și ce pârghii legale aveți? Din vorba de problemă de un indiciu al legii, nu avem nicio pârghie legală. Avem posibilitatea să propunem celor care pot să modifice legea să o facă. Deci am avut discuții și cu autoritatea de reglementare și o să reluăm aceste discuții mai departe. Știu că sunt o serie de proiecte în Parlament. Nu pot să spun acum, n-am opinie formată care din proiectele din Parlament mi se pare potrivit, dar practic ăsta e mediul în care trebuie să discutăm, să găsim o formulă împreună cu celelalte autorități publice implicate și în consultare cu actorii din piață și să folosim vehiculul parlamentar ca să corectăm ceea ce reprezintă spre eroare în legislația existentă. Și ultima întrebare, vă frumos. La o conferință anterioară ați menționat de posibilitatea existenței sau înființării unor comparatoare de prețuri pe RCA. Care a fost reacția din piață pe care ați primit-o și cum stau, în ce stadiu sunt aceste planuri? Sunt în stadiu de planuri. Deci, un subiect pe care discutăm cu autoritatea de reglementare, inițiativa normală e, prima mișcare de a aparține dânșilor, noi, desigur, putem să o